Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la răspunsul de 10 minute sau până în 10 minute. De data aceasta vom vorbi despre ajutor, așteptare și vinovăție. Care este legătura dintre acestea trei? Vă voi explica imediat. Întrebarea este ceva de genul acesta. De ce mă simt vinovat, vinovată, nu contează, de fiecare dată când nu acord ajutorul pe care alții îl așteaptă de la mine? O întrebare, cred eu, în care se vă regăsiți sau ne regăsim mulți dintre noi. Acest sentiment de culpabilitate apare în momentul în care în persoana respectivă, cea care se simte așa, evident, este acea definiție, haide să-i spunem, printre multe altele, acea definiție că nu este suficient de bun, că trebuie să facă ceva, trebuie să dovedească celor din jur, prin ajutorul oferit, că este o persoană bună, că este o persoană care merită atenția celor din jur. Vine dintr-o, cel puțin o rană de respingere, da? Eu am mai explicat lucrul acesta că rănile sufletești sunt interconectate, nu avem doar una sau două și restul sunt tralale în păcâmpii, nu. Ele sunt conectate între ele. Bun, m-am simțit respins atunci când eram mic, trebuia să fim bun și gândiți-vă, cu programul acesta foarte mulți dintre noi am crescut. Ca să primim jucăria nu știu care, de ne-o doream noi foarte mult, ca să primim nu știu ce altă treabă, trebuia să fim buni, să fim cuminți, să ajutăm în casă, să facem nu știu ce, să dovedim, da, că merităm lucrul respectiv. Iacătă, efortul nostru de a-i mulțumi pe părinții noștri în copilărie își pune amprenta asupra noastră. Pe unii își pune amprenta mai mult, pe alții mai puțin, în funcție de mediul în care am crescut și de cât de conștienți am devenit ulterior de aceste programe. Așa, și din această cauză apare acel sentiment de vinovăție. Și chiar îmi aduc aminte că m-am uitat la unul din filmele cu Harry Potter, sunt convinsă că mulți dintre voi ați văzut, cu acel personaj fictiv, Dobby, care se pedepsea în momentul în care făcea ceva ce nu era considerat bun sau, mă rog, corect. Se ajunge, da, la această nevoie, da, de a te pedepsi, de a te învinovăți. De acolo provine, asta ca și răspuns la întrebarea persoanei care a adresat această întrebare, de aceea te simți vinovat sau vinovată, în momentul în care nu ajuți, în momentul în care înțelegi care este mecanismul și de ce s-a ajuns la acest sentiment de vinovăție, îți este ușor, sau mă rog, mai ușor decât îți era până acum când nu știai cu ce te confrunți, să mergi la acea parte din tine și să rezolvi anumite lucruri. Și aici vorbim, bineînțeles, de partea aceea din tine care trebuie să demonstreze din nou și din nou și din nou că este o persoană bună și că merită să fie iubită, merită să fie apreciată, merită să fie acolo în atenția celorlalți. Ok, mai era o parte în această întrebare și venea, suna în felul următor, dacă e bine să ajut în momentul în care mi se cere ajutorul. Evident că e cel mai bine să ajuți în momentul în care ți se cere ajutorul. Acum, există și aici, că și treaba asta este contextuală, dacă cineva își cere ajutorul în mod regulat, da, pentru că până acum tu ai fost în rolul salvatorului și deodată te-ai gândit tu să crești și să te vindești și să nu mai fii în rolul salvatorului, persoanele din jur obișnuite să facă lucrul acesta și anume să apeleze la tine, vor veni să apeleze la tine în continuare. Ei, chiar dacă își cere ajutorul și tu știi că acea persoană își poate rezolva problema și singură, atunci o lași să-și rezolve problema singură. Dacă vezi și știi că nu are cum și într-adevăr de tine cumva depinde rezolvarea acelei probleme și nu te pui tu pe cruce să renunți la tine pentru a da acel ajutor, ești foarte binevenit, da? Să oferi ajutorul respectiv. Este un răspuns dintr-o parte sănătoasă a ta. Îmi cer ajutorul, stau și mă gândesc dacă ai putea să faci și tu lucrul acesta sau îmi cer ajutorul doar pentru că te-ai obișnuit din comoditate și așa mai departe,
Sau, dacă eu, prin a-ți oferi acest ajutor, nu va trebui să renunț la niște lucruri importante pentru mine. Pentru că atunci ne suim din nou pe cruce, o picăm iar în rolul acesta a salvatorului. Singura chestie care s-a schimbat este că nu mai sar eu să-ți ofer ajutorul, vii tu și mi-l ceri. Așa că e bine să ne oprim puțin, cum zic eu de fiecare dată, și să analizăm înainte de a reacționa, da? Și să nu mai reacționăm și pur și simplu să acționăm. De asta mă gândesc, pun toate aceste întrebări, ajung la o concluzie, dar trebuie să fim și foarte sinceri cu noi, da? În momentul în care punem, de fapt în momentul în care dăm răspunsul acestor întrebări, da? Pe care le-am enumerat anterior, și după care vom lua hotărârea dacă să ajutăm sau să nu ajutăm. Dar ca să revenim la răspunsul acela scurt, da, din rana aceasta de respingere, în primul și în primul rând că e conectată și cu celelalte, provine această vinovăție, da, mă simt vinovat că nu te-am ajutat, că te-ai așteptat ca eu să te ajut, eu ți-am dovedit că nu sunt o persoană bună. Dar poate ți-am dovedit că mă aleg pe mine și că persoana mea este și ea importantă în momentul în care m-ai rugat să te ajut și chiar nu mi s-a părut potrivit să îmi las eu planurile mele pentru a face ceva pentru tine în momentul respectiv. Sper că s-a înțeles răspunsul la această întrebare. Așa, pe aici, pe acolo, cum l-am întors eu, conform stilului meu, și mă cunoașteți foarte bine. Așa că, dragul meu, draga mea, ca să protejăm identitatea, ăsta este răspunsul pentru tine. Dragii mei, până data viitoare, vă pup și vă iubesc!